Bună dimineața la toată lumea! O nouă zi, plecăm pe cai, cum să zice. Treaba este cu înghețat ăsta aici, în mașină, la Darius. Mămuțul lui Darius, geamurile zbocnă, are gheață pe ele. Și așteptăm să dizgheț o leacă. Și în spate. Da. Ce mai faceți, oameni buni? Ce mai puneți la cali? N-am văzut comentarii de ajuns acolo. Mai, Darius, tu n-ai dat comentariu. Bun, mergem să luăm ceva de papa pentru Darius, ceva bun, păniță caldă. El fără păniță caldă nu vrea să papi nimic. Și așa că astăzi mergem pe la lacul Noua, mergem pe la... Pe la... Mergem pe undeva, pe locuri frumoase, pe unde am mai fost. O să fie aventură și azi. Azi e ultima zi, mâine dimineață o să plecăm. Sau mai stăm? Mai stăm. Mai stăm? Bun. Vedem noi. Pa, pa, până atunci. Da, ți-am zis să mergem la lacul Noua. Da, e prăpăt, ce plouă acolo. Ia. Mamă. Și vreme, s-a stricat vreme. El a fost super, dar azi nu mai. Așa că mergem. Darius, așteptă-mi! Așa că mergem un pic la cumpărături. Au, ce plou. Dacă iese soarele, mergem acolo, sus în vârf. Mergem. Da? E super. Super acolo. Fii mașul ăla unde-i soare acolo, să vede. Ce fel luminează soarele acolo. Ia-te. Darius, maschează-te. Bună ziua. Ceriți test COVID? Nu ne dă voie. Nu ne dă voie că e mol. E moli. E moli. Da, aici? Da, aici nu intru eu. Ce, are fustiți de copii mici aici. A, mergem pe munte și ne tăvălim, ne dăm drumul la vale. Vreți? Mergi, Darius? Mergem și ne tăvălim. Oleac, ne dăm drumul. Hai că n-avem ce să facem. N-aveți certificat verde, stați afară. Dar dacă avem certificat roșu, ne lasă? Uite, Darius, brăduleți aici, luăm și noi unul. Da, brad, brad. Da? Da. Păi și soarele. Și mergem acolo, că aici n-am făcut nic. Nu dă voie să intrăm fără cartea verde, fără certificatul verde. Mergem azi și pe Tâmpa, mergem și pe Noua. Au, ce soare. Hai bine. Mergem peste tot azi. Nu-i așa, băieții mei? Echipa. Mergem, Darius. Vedem unde iau Morica. Ce ți dai acolo? Crem. Hai de mine. Așadar, ne auzim ceva mai târziu. Am ajuns și la lacul Noua, să închidem mașina. Așa. Puiule, stai liniștit acolo. Că nu te fură nimeni. Da, ce frumos va ieși soarele. Fetele! Da, da. Darius, ești bine? Hai să vedem dacă ne dăm cu tiroliana aia mare sau nu. Dă-te tu. Eu mă dau. Eu mă dau. Am zis că mă dau la o parte, nu mă dau cu tiroliană. Da. Ia ce plantează cărămiz. Ia ce frumos face ăștia aici. Ia. De la zone verzi. Ia. Prășește trandafiri. Isap, iarnă. Îi acoperă. Acoperă, îi pregătește de iernat. Da.
cu medarius. E superb o zi de toamnă. Am zis că gata. Ia uite tiroliana, băi, cum merge, băi, istilat. Iau. Iau, mai. Mam! M-a dus să mă dau și eu odată. Hai, Darius, mergem? Ați obosit? Am obosit, uite-l mă ce fel merge cu aia. Iau. Gata. Hai, Darius, eu mă duc să mă dau cu aia. Ce viteză au rațele astea. Parcă-i barcă cu motor. Darius, hai, mergi sus. Eu mă duc. Să vedem dacă... Ce mergi? Să luăm 3 ori. 3 ori trebuie ca să... Includă stilul tirolian. Masca de protecție obligatorie. Ai mască, fiule. Ia. Dar ce fac fetele aici? Ați ieșit la uscat? Ce frumoasă! Ia! Ia! Pe bune! Ia! Ia! Pe bune nu te sperii? Nu? Ia! Ce faci pat aici? Rățuiscă mică! Bai tu! Ce frumoasă ești! Ce aproape ești! Ia. Nu, mama, dar tu ești gânsac? Nu ești gânsac. Dar tu ce ești? Hm? Stai de mici, aproape stai tu. Ia, frate. A, că nu te speri, ho, că plec. A, că plec, na. Ia, sari în pește? Gata, hai că te las. Stai de mini. Hai de mine, e frumoasă. Hai, papa. Ți-e frig? Fă-te-i covrig. Da. Ia să vedem ce avem aici, Betty Ice. Darius, unde te-ai dus? Aici am făcut grătar, tura trecută. Da, ce frumos, rău. Da, să vedem unde s-a dus Darius. Tip, tip. Are unde face ouă aici, rațele. Unde scoate pui. Se mulțească. Fetele! Ce frumos e aici! Încolo sunt rupte, măi! Ce sunt rupte? Eu mă duc, vreau și eu din România! Darius! Ce-i găsit? Da, măi, oameni buni! 80 de lei cerea pe o tură să intri în parcul Roventura. Darius, unde te duci? Chiar și așa, Darius, ce faci aici? Mergi pe scândură, Garfield. Ia, ia, și eu după tine, Darius, prin noroi. Da, ce facem aici, Darius? Da. Da, un loc. Ce, împrejmuit ăsta aici?
cu stuf, cu gardiu sau ce asta. Dar eu să nu cazi în apă. Da. Vorbesc eu de Darius. Eu am călcat lângă, mă uit în telefon. Op, 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 și așa. Și iar așa. Da. Asta e și prin lacul Noua. Atunci am făcut grătar tura trecută. Uite un set de pahare acolo. Aia fac grătar? Eu ies afară din parc, gata. Mi se face rău de la fumii. Mi se pleacă așa, nu știu de ce. Deci am avut dreptate că erau urși pe acolo, da, pe aici. Da? Deci nu vorbim mai urea. Cât e de frumos azi afară. Ai zis că acolo, în tonomat ăla, era o singură fumă. Era aceeași plecă. Și eu am luat alea la lume cu 7,50 lei. Păi să trec și eu? Da. Puteți trece. Să rămână, să trec. Copiii se joacă. Îți vede frumos care în față. Da. Uite, aici nu bate vântul, vezi? Mhm. A, 80 de lei. 80 de lei persoană. Și cu 80 de lei, Darius, ajungem la Tecuci. Facem plinul. Iar aici te dai o dată pe sârmă. Ha, ha, ha. Vai de mine, 1.600.000. Două persoane, da? Te da pe sârmă, ai pierdut bani. Pa. Ne ajungem, facem plinul la mașină. Și mai rămâne și bani de o friptură. Tine. Ce avem noi aici? Nu ne putem da o tură? Nu ne putem da o tură? Nu putem, nu putem. Nici cu barca. Nici cu capra. Unde mergem, băieții? Fetele? Vrei la Mec? Vrei la Mec? Da. Am parcat aici la Mec. Mergem o leacă să-i luăm ceva lui Darius. A plecat înainte el. Ia să vedem ce comandăm noi acum. Vedem ce comandăm noi acum. Dar să ăsta numai cartofi pai vrea, cartofi pai cu aripioare, picante, picante, maxim. Da, Darius nu e. Unde e Darius? Bună, Darius! Ia la pachet. Ia la pachet. Ia la pachet că e... Vai de mine, dacă nu m-ați terminat ăștia cu certificatul verde. Ha. Doamne, cât mă plimbam eu pe aici, prin Brașovul ăsta. Cunoșteam orice colțișor, orice colțișor. Apropo, ieri, un mare viteză uman, să vă spun acum ce am pățit. Eram pe o bandă, așa, normal. Și când se fac dreapta, am intrat pe bandă de decelerare. Din micșorarea vitezii, ca să fac stânga, dreapta.
Am pus semnal, m-am dat stânga, m-am dat dreapta. Merg eu, ci merg un pic ca să mă bag de tot pe banda din dreapta. Și vine unul din spate cu o viteză, japă-mi iau oglinda. Mi-a dat-o peste cap, nu pot să nimic, el avea mașină mai bengoasă, un Renault mai nou. Și el și-a dat oglinda peste cap. Bă, frate, ce-i mă cu viteza asta, unde îngrămădești așa? Îți dai seama ce faci tu, treci pe lângă mine, săgeată, să-mi iei în pohol tot. Dar ce viteză avea, cu viteza asta tu intri în intersecție. Un copil, oameni buni, un copil. Nu, eu nu știu dacă avea permis, poate cred că nici n-avea și era dita mai umflat, gras. Da. N-am putut să văd așa ceva, mai tare era speriat. Cum ne umbli tu cu viteza așa prin intersecții, mă băiete? Ce că ți-am făcut ceva, ce să-mi faci, n-ai făcut nimica. Mergi, mă, bă, băiatule, mai încet, mă. N-ai cu cine să... Așadar, îl așteptăm pe Darius să iasă de la MEC. Da. Ia și o cafea, Darius. Te-ai luat? O cafea, da. Un espresso. A băgat și muzică pe sistem turbo. Bine și cafeiuța noastră. Da. Tale, hale. Darius mai are de așteptat. Ce-a făcut omule? Da, așadar n-am scăpat de povestea aia. Cu 7 lei al lui Tiberiu și cu Anel. 7 lei. Atâta e un espresso aici. 7 lei 50. Vorba lui Lungan. 7 lei 50. Așadar, plecăm la mașină că inginerie mare aici cu cartea verde. Așteptăm la mașină până vine Darius cu comanda. Da, cânta muzica acolo, toate ele. Și n-am mai stat acolo. Aici cântă sirenele de poliție. Da. Așteptăm în mașinuță. Hai de mine. Da. Ei, oameni buni. Nu se mai duce spuma la cafeaua asta, ce știu ce fel de cafea asta. Ia uita ce spuma are. De 2 metri. Da. Ia uita ce frumos e la munte, sus. Numai că picura când aproape să plecăm și noi încolo. Am decis să nu mai mergem. Care a fost treaba? A început să picure, dau tare de tot. Am zis, gata, ne întoarcem înapoi și ne-am întors înapoi. Da, și am venit aici la MEC să-i luăm lui Darius ceva de papa, bun, care îi place lui mereu cartofi și carniță din aia. Și urmează să mergem către casă, mai stăm un pic cu mătușa azi, de vorbă, după care mâine plecăm la drum, mergem acasă la Tecuci. Mai venim să o luăm pe mătușa de Crăciun, aproape de sărbători, venim să o luăm. Merge la Tecuș la noi, că acolo e, na, e locul, e natal, e casa părintească, nu? Merge, face sărbătorile la noi, tăiem porcul, tăiem pe ghiță, care a mâncat mierii, i s-a umflat, s-a făcut 300 de chili. Așadar, ne auzim ceva mai târziu, da? M-am pupat. Vai, dar ce-am mai stat? Am băut o cafea, am stat de vorbă cu oamenii. Greu să mișcă ăștia, nu știu care-i treaba.
Unde le mâncăm? Băi, la ce afară nu dă voi? Nu. Ia, măi, dacă nu știi să închizi filmarea? Așadar, mergem să mâncăm acasă. Cu pachetul în mână, ca la pomană mergem. Uite, Darius e... Nu așa dreapta. Așadar, Darius, s-o cam strica vremea. S-o strica vremea rău tare, așa că luăm pauză. Da, mergem să ducem gunoiul. Ia uitați, măi, oameni buni, ce țineam eu să vă arăt. Piscările astea, vă dați seama cât îți divechi, ia uitați. Îți arsi, roasi. Pe astea mă dădeam când eram mititel, copil mititel, aveam vreo 10-12 ani. Până încoace, când m-am mărit, până la 18 ani, veneam mereu vacanță de vacanță aici. Mă dădeam pe ăstea la vari, ne jucam pe aici până sus, pe scară, ne jucam cu săgeți, cu corneti. Acum cu ochii pe telefon. Aici când mă dădeam pe asta, ajungeam tocmai la ușă, cum? Da, frumos copilării. Copilării frumoasă am avut, nu ca acum, da, ca acum. Acum, pe telefon nu mai ies afară din casă cu ochii. Azi vă arăt eu acum pe unde mă duceam eu. Era un șantier aici, acum au făcut o biserică. Azi vă arăt, acolo în față, în dreapta, biserica asta nu era. Aici am zis, unde parcarea asta era șantier, niște containeri, multe containeri erau, cu săgeți, cu tubermani, ascunsele, pac-pac, jucam, pistoale cu, frumuseții tare erau. Acum au făcut fel de fel de, aici era, ziceai că e părăsit așa, locul ăsta, containerii părăsiți erau, ia uitați, ălea mi se pare că-s de acolo, albastri. Le-au făcut acum, le-au renovat, le-au vopsit, le-au pus geamul, termopan. Da. Da, să ducem și gunoiul. Aici geamurile astea, containerile astea erau părăsite, ne urcam pe sus, pe acolo. Dar nu era cu două nivele, era numai cu un singur nivel. Și erau multe așa până încolo. Cu țef, cu săgeți. Aici era grădiniță unde duceam eu nepoții, berișorii. Hai că am ajuns să dăm sub gunoiul ăsta aici. Da. Aici, la leagănile astea, jos aici la parterii grădinița, unde duceam eu pe verișorii ăștia mei. Erau mititi ei, sunt călțat pe dos. Și în leagănile alea de colo, uitați, alea de acolo, era, acum le-au modernizat, era leagăni din alea de vechi, de metal. În alea vreau să mă dau peste cap. Nu știam dacă eram copil. Și o sări leagănul de sub picioare și m-am făcut o lovitură în tibii. Mai bine. Pe aici ducea unchiul meu la servici. Pe calea ferată așa o ducea. Până încolo, pe acolo era fabrica lui. Iar noi pe aici ne jucam pe țăvile astea. Până încolo. Acolo unde se vede turnul ăla, e casa de apă. Erau bazini mici cu apă, cu canale de apă, curgătoare. Multe tare erau. Era frumos înainte. Nu mai e nimic acum. S-au schimbat total. Aici mi-am petrecut copilăria. Cu verișorii mei mai mici.
făcut biserică. Cea mare, frumoasă. Da. Și cam atât de aici, cu peripețiile și cu... Mulți tari prieteni am avut aici. Da. Cu plugușorul mergeam pe aici. Toate blocurile până la capătul străzile luam. Ne plimbam cu liftul. A rămas blocat în lift. Toți vrea să mă duc cu ei, cu colindul, cu plugul. Deci am pluguri de alea mai de Moldova. Da. Da. Și aici, pe ajutor aici, stă mătușa mea. Da. Cam atât, fraților. Ne auzim de pe drum mâine, când plecăm.